N-am discutat nici cu Dacian Cioloș, nici cu liberalii despre, sau cu altcineva despre conflictul de interese sau cu ăsta. Categoric. Dar întâlnirea pe care ați avut-o era despre reforma în administrație? Despre reforma în administrație, care ne-au întrebat dacă susținem. Eu am spus că susținem pentru că vorbim foarte cinstit, vorbim de reforma, proiectul de reformă a administrației publice, pe care l-am lăsat la Ministerul Dezvoltării, pe care domnul Dâncu l-a preluat și l-a completat și a venit cu el în Parlament. Asta a fost singura discuție. Ați mai discutat așa cum în plen cu premierul Cioloș?